În noaptea de 10 spre 11 ianuarie anul curent, în unul din barurile municipiului Bălți, amplasat pe strada Alexandru cel Bun, un cetățean, aflându-se în stare de ebrietate, în vârstă de 34 de ani, în urma unui conflict cu niște persoane cu care se distra împreună, a efectuat câteva împușcături dintr-un pistol de model Carl Magnum de tip Start, după care a părăsit locul faptei. Pe cazul dat a fost pornit un proces penal și în cazul că persoana în cauză va fi găsită vinovată, ea riscă pedeapsă de la 3 până la 7 ani privațiune de libertate pentru comiterea actului de huliganism. Dar să știe ce ocupație are bărbatul acela. Deci, care e ocupația acestuia, eu nu cunosc. Adică, eu nu zic că nu știi, dar știu că ei se distrau împreună, ei împreună și pe urmă, la un moment dat, el a efectuat câteva împușcături din pistolul indicat. E bună știe? Da, desigur, persoana este stabilită. În vârstă de 34 de ani, locatar al municipiului Bălți. Dar în acel club se poate așa de intrat cu armă, înseamnă că acolo nu sunt măsuri de securitate. Deci, ca atare, sunt paznici în club. Nu știu cum își efectuează ei serviciul. Deci aceasta trebuie pe ei de întrebat, cum ei își onorează obligațiunile de serviciu.